Asta nu pot să citesc. Woxy One Piece. Pizza, bă. Pizza am zis, n-am zis prostii. Salutare și bine v-am regăsit la un challenge foarte interesant astăzi, pentru că astăzi o să învăț 24 de limbi în 24 de ore. Am mai făcut chestia asta acum 3 ani de zile și v-a plăcut foarte mult acest challenge, pentru că am încercat să intru pe Google Translate și bineînțeles să învăț diferite limbi și să traduc din română în alte limbi, în o grămadă de limbi. De data asta vreau să învățăm o propoziție în 24 de limbi. După cum vedeți, am exact aici Google Translate în fața mea. Bă, și o să fie șmecheră de tot. O să auziți și voi exact cum o să traducem. Și practic, uite, că o să învățăm cu toții. Deci o să vreau să selectez în primul rând din limba română. O să selectăm română și o să facem așa. O să scriem: bună, numele meu este Florentin și îmi place pizza. Tu ce mănânci astăzi? Uite, și exact propoziția asta o să o adăugăm noi în 24 de limbi. Dacă vreți și partea a treia la acest challenge, scrieți în comentarii și apăsați butonul de like, pentru că bă, o să fie și mie, chiar o să ne distrăm. În africană? Wow! Și bineînțeles trebuie să și auzim. Mamă, ce fel se traduce? Ia, hai să auzim de data asta cum se aude. Hello, my name is Florentin in Echo von Pizza. Wat eet jy vandag? N-am înțeles absolut nimic. Ok. Hello, my name is Florentin and ek hu van pizza vut et ji van dag. Bă, dar seamănă puțin pe engleză, adică hello, my name, știi? Ok, hai să vedem următoarea. Uite, punem în tamilă. Oh my god! Hai să vedem cum sună în tamilă. Hai, en peyar Pulorandin matrum enakku pizza pidikum. Indru neengal enna saapidugireergal? Eu am plecat de aici, nu mai am ce să zic. Hai, en peyar Pulora... Nu vorbiți prostii, bă. Marum enacu piș... Mamă, cât de ciudată e, dar e mișto rău de tot. Wow! Uite, în limba croată. Cred că din Croația, dacă nu mă înșel, nu? Sper să vorbiți prostii, scrieți în comentarii. Hai să vedem. Bok, moi mei e Florentin, e volim pizu. Što je nete danas? Wow! Asta a sunat dubios rău. Ok. Bok, moje imei je Florentin, e volim pizu. Bă, iar vorbesc prostim. Ce mă interesează pe mine este să o pronunț. Și e ok. Ok, am selectat limba armeană. Hai să vedem. Arev, imanună Florentine, ev, esirum, iem, pizza, inci, e cu tu mai zor. Nu te cred că de mișto se scrie pizza. Pizza. Țâță? Deci, barev, im anuni, Florentin, e, ev, es, sirum, iem, pizza, inci iec utum aisor. Simplu ca bună ziua. Am învățat pe ce mai mare, mare lingvistic ești nebun la cap. Am descoperit și cea mai tare aplicație unde poți să înveți absolut orice limbă vrei tu cu ajutorul oamenilor internaționali, adică oameni adevărați, și poți să vorbești cu ei. Așa că fiți atenți. Așa că a venit momentul să vă arăt una dintre cele mai tare aplicații unde cu siguranță vei avea de învățat. Ea se numește Fondi. Ea se găsește pe Android și pe iOS. Este o aplicație unde înveți orice limbă vrei tu. Practic, intri și vorbești cu oameni străini. Este simplu, îți faci doar un cont, te înregistrezi cu e-mailul. Vă zic și vouă, linkul este în descriere. Trebuie neapărat să vă duceți să vă distrați și voi și să o descărcați. La început îți prezintă un mic tutorial și să știi ce ai de făcut. Iar apoi te trimite home, adică acasă, și de acolo poți să faci ce vrei tu. Practic, dacă te duci în secțiunea plața, acolo ai 15 minute gratis în fiecare zi să vorbești cu oameni din întreaga lume. Iar dacă vrei să extinzi și să vorbești mai mult, va trebui să dai 4,99 de lei pentru jumătate de oră sau 90 de lei pe lună. O chestie foarte importantă este că dacă tu îți pui anumite interese pe care tu le ai, e bine, o să te pună în contact cu alți oameni internaționali cu interesele pe care tu le ai, adică ceva ce aveți în comun. Utilizatorii nu-și arată fața în momentul în care vorbesc, ci pur și simplu se aude doar vocea. Și pe lângă asta, băi, nu-l vezi exact ca pe un curs de limba engleză sau orice limbă vrei tu, ci pur și simplu te distrezi și vorbești cu diferiți oameni. Am făcut-o și eu, deci trebuie neapărat să vedeți. Încă o opțiune pe care au, în momentul în care îți cumperi full access, adică pentru o lună întreagă la 90 zile, o să ai și 7 zile gratis prima oară. Deci undeva ai un bonus de o săptămână. Deci eu m-am distrat la nebunie cu aplicația asta pentru că am vorbit cu o grămadă și fiți atenți la o conversație pe care am avut-o cu două sau trei persoane, pentru că imediat mi se termina și mie timpul limitat. Dar înainte eu mai vorbisem cu ei și le-am spus că sunt YouTuber și eu o să-i pun pe YouTube și le-a plăcut maxim de tot. Conversația pe care am avut-o acum și pe care am reușit să o înregistrez este de câteva secunde, așa că fiți atenți să vedeți ce ne-am distrat. Hey, how are you? I'm back. And if you want to say anything, just say it quickly.
quickly, huh? Quick. I have no idea with that. Yeah, I have no idea too. No problem. You just come here to say goodbye to us? Okay, yes, goodbye. I come here to say goodbye, goodbye. Hope someday I can be famous like you. Oh my god. Mi s-au părut foarte amuzanți, vă recomand neapărat aplicația asta, că e foarte tare, îți faci prieteni din întreaga lume. Am văzut că deja ei mă știau, pentru că le-am zis că sunt YouTuber și o să-i postez pe canal. Și le-am cerut voie. Mi s-au părut foarte, foarte tare. Așa că linkul este în descriere, duceți-vă, descărcați-o, o să vă distrați de minune. Măcar să o descărcați și să faceți acele 15 minute pe care le aveți în fiecare zi. Nu trebuie neapărat să o cumpărați dacă nu vă place. O să ai ceva de învățat. O să vorbești mult mai bine orice limbă vrei tu. Așa că vă urez distracție plăcută încă o dată. Uite mă, limba bulgară, că oricum suntem vecini cu Bulgaria, hai să vedem. Здравейте, казвам се Флорентин и харесвам пица. Какво ядете днес? Ok, hai să vedem. Здравейте, казвам се Флорентин и харесвам пица. Кака... Nu кака. Каталама. Hai să vedem la каталама. Hola, îmi dic Флорентин и m-agrada la pizza. Ca menjas avui. Băi, ne îmbunseamă cu italiana asta. Hola, îmi dic Florentin i m-agrada la pizza. Ca menjas avui. Păi că nu e așa grea, asta am învățat-o. Ok, hai că asta a fost ok. Uite, în limba cehă, Cehia. Hai să vedem cum sună. Ahoj, jmenuji se Florentin a mám rád pizzu. Co dnes jíš? Ahoj, jmenuji se Florentin a mám rád pizzu. Co dnes jíš? Jíš! Jíš! În chineză, hai să vedem. Hai, 我叫弗洛伦丁，我喜欢披萨。你今天吃什么？Vai de capul meu ce vreau să scrie Florentin. Hai, o ziua fulolung ding. Asta nu pot să citesc. Woxi one piece pizza, bă. Pizza am zis, n-am zis prostii. Bă, ceva mai simplu, germană. Hallo, mein Name ist Florentin und ich mag pizza. Was isst du heute? Ok. Hallo, mein Name ist Florentin und ich mag pizza. Was ist du heute? Heute? Ok, în limba gujarati. Hai, maru naam Florentin che ane mane pizza game che. Tame aje shun khao cho. Hai, maru naam Florentina scrie aici din câte văd. Che ane mane pizza game che tame aje shun khao. Vai de capul, asta e grea rău de tot. E grea rău. Ok, în limba hindi. Hai să vedem. नमस्ते मेरा नाम फ्लोरेंटिन है और मुझे पिज्जा पसंद है आज तुमने क्या खाया ओके नमस्ते मेरा नाम फ्लोरेंटिन है और मुझे पिज्जा पसंद है आज तुमने क्या खाया मामा asta e puțin mai complicată e ok da hai că a mers ok în limba indoneziană hai să vedem hai nama saya Florentin dan saya suka pizza. Apa yang kamu makan hari ini? Wow, ce fel a început! Hai, nama saya Florentin dan saya suka pizza. Apa yang kamu makan hari ini? Wow, limba asta e romantică! Limba islandeză! Hai, ég heiti Florentin og líkar vel við pizza. Hvað borðaru í dag? Wow, asta e puțin mai complicată. Hai, ég heiti Florentin og líkar vel við pizza. Hai borarau dag. Mama, asta e puțin cam mai complicată pentru că bă, italiana, mă, cum să nu punem în italiana, ia. Ciao, mi chiamo Florentin e mi piace la pizza. Cosa mangi oggi? Mamă, mamă, te munge pe suflet de fiecare dată când eu. Ciao, mi chiamo Florentin e mi piace la pizza. Cosa mangi oggi? Hai că asta am trecut-o mai departe. Japoneza. Ia fiți atenți aici. Konnichiwa. 私の名前はフロレンティンです。ピザが好きです。今日は何を食べますか？まあ、deja atât vă zic. Doar, konnichiwa. Watashi no name Florentin desu. Pizza ga sudekisu. Kyo wa nani o tabemasu ka? Wow! N-am zis nimic bine decât konnichiwa. În rest, habar n-am ce am zis. Javaneză. Hai, jenengku Florentin lan aku seneng pizza. Dino iki mangan opo?
Hai, genengu Florentin la... Mamă, asta nici nu mai pronunț, că nu pot. Asta chiar nu pot. Limba Canada. Wow! Hai, nanna hesaru Florentin mattu nanage pizza ishta. Indu niu enu tinnu tiri. Hai, nanna hesaru Florentin mattu nanage pizza ishta. Indu niu enu tinnu tiri. Uai, cât de bine am pronunțat după asta! Limba Khmer. Deci fiți atenți că aici este notat, sus. Sos mai chiam chmo Florentin ha chiam chot chat pizza ta ne nyam voi chnai ni. Cred că dacă o să vorbesc eu zici că o să mănec. Stoi knom chmok Florentin kai knom chau chelt pifsa ta e anna ca nu am ave mai cap nu. Uite mă în limba latină. Ai est nomen meu mut pizza et Florentin. Quid ergo manducati sodie? Wow! Băi, am făcut latina când eram la școală, dar n-am învățat absolut nimic, și luam 10. Tot așa să faci la școală. Neerlandeză. Hallo, mein Name ist Florentin und ich hau von Pizza. Wat eet je vandaag? Mama, asta seamănă cu germană. Hai să vedem în rusă. Привет, меня зовут Флорентин, и я люблю пиццу. Что ты ешь сегодня? Nu te cred, asta s-ar vrea să știu. Привет, меня зовут Флорентин, и я люблю пиццу. Что ты ешь сегодня? Băi, ultima parte nu pot, dar prima parte am zis-o. O să alegem sârbă. Zdravo, moje ime je Florentin i volim pizzu. Šta jedete danas? Zdravo, moje ime je Florentin i volim pizzu. Šta jedete danas? Păi, ok. Swahili. Halo, naitwa Florentin nanapenda pizza. Una kula nini leo? Halo, naitwa Florentin nanapenda pizza. Una kula nini leo? Cine e Leo? Uai, de capul meu, uitați-o pe asta, urdu. Hi, mera naam Florentin hai aur mujhe pizza pasand hai. Aaj tum kya khate ho? Și vrei să zici că trebuie să citesc asta? Hai, jijau. Am zis-o foarte bine. Vietnameză. Xin chào, tên tôi là Florentin và tôi thích ăn pizza. Bạn ăn cái gì hôm nay? Xin chào, tên tôi là Florentin và tôi thích ăn pizza. Bạn vai hôm nay này. Bă, n-am vorbit prostii, mă, fii serios acum, pe bune. În limba telugu. Hai, na peru Florentin Mariu, naku pizza ante ishtam. Ii roju miru emi tintaru. Hai, na peru Florentin Mariu, cu naku pizza ante ishtam. Ii roku miru emi tintaru. Bă, bă, asta am zis-o foarte bine. Și, practic, am reușit 24 de limbi. Mamă, deci m-am distrat atât de tare. Și credeți-vă că nu am zis prostii. Așa că dacă vreți și partea 3, apăsați butonul de like să facem 10.000 de like-uri într-un an de zile. Se vor strânge. Eu sper că v-ați distrat. Așa că vă mulțumesc tare mult. Nu uitați un follow pe Instagram. Abonați-vă, activați neapărat clonțul piricelul. Bă, și sper că ați zâmbit. Pentru că asta mă interesează pe mine. Și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari. Cei mai tari dansatori, cei mai tare trupă. Și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!